Sau prieteni și bine v-am regăsit. Astăzi jucăm Robocraft. Din câte observați aici, avem robotul meu vechi și l-am convertit la lasere, dacă pot să spun așa. Robotul ăsta a fost a avut plasma, a avut protosicere și acum are lasere. I-am mai pus aici două propulsoare, un modul blink, unul de energie. Alte modificări în afară de culoare aici n-am mai făcut. Deci acum avem 6 lasere, viteză mult mai mare, deci o să ne ajute foarte mult. Și da, cam atât. Sper să stea ăsta bine lipit aici. Aș putea să mai lipesc cu ceva pe aici, nu știu. Să nu zboare așa imediat, dar o să vedem. Până una alta o să căutăm ceva meciuri și să vedem cum se descurcă. O să dăm un dead match. Ok, bun. Am găsit match destul de repede chiar. Și să vedem. Eu am de fapt un robot destul de mititel și firav. Însă putem să scăpăm din belele cu modul blink. E foarte rapid acum. În jur de 190 de mile pe oră, pentru că l-am testat. Sper că am microfonul destul de aproape, l-am dat puțin mai aproape acum. Asta ce face? Oh, nu, asta a uitat să-și pună... Ah, nu, a luat damage cumva. Hai să-l ajut. Ok, deja se duce în jos, ia să-l vedem pe ăsta de aici. Al meu? Al meu, l-am furat. Foarte bine. S-a făcut și update-ul ăsta nou cu ghiulele la plasma. Nu prea-mi place. De fapt, nu-mi place absolut deloc. Abia aștept să le schimbe înapoi. Este un update temporar, din câte am înțeles. Mai mult pentru un event. Adu-și pe ăla. Până da el în mine. Hai să-l lovesc pe ăla acolo. Oh, încă un kill furat. E bine și așa. E unul sus acolo. Ok, hai să-l vedem pe ăsta aici. Oh, 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 oh. Dacă mai prinde una de aia, sunt rupt. De pe el acum. A rămas fără propulsoare. Și viteza e foarte mică. Oh, nu, e la acolo. Hai să vedem dacă pot să-l iau pe ăsta de aici. Deci, cred că pot. Oh, nu. Nu mai să mă mai lovească ăla, dacă mă mai lovești odată sunt mort. Te-am luat, mă, băiatule, nu mai ai nicio șansă. E mâncat. Perfect, hai și pe ăsta să luăm. Bă, cu trage el. Oh, m-a lovit puțin. Apropo, plasma unde mergi? Imens față de cum era înainte, imens. Ok, hai repede pe ăla. Să-l fur eu și pe ăsta. Dă-te, băi. Oh, l-am furat. Hai să-i distrug eu arma aia. Așa, bravo. Așa, hai să-l las de tot fără arme. Nu mai are nicio armă, săracul. O, îl repară cineva. Dar nu mai are nicio șansă, săracul. Iar îl mănânc de viu. Da, și acum ar merge modulul blink, dar nu am destul de energie, da. Asta e problema, când n-ai energie, n-ai. Că să fă. N-ai că să fă. Mai mor și eu. Și așa am 6 kill-uri. Am acolo în mijloc un laser carbon. De frumusețe că practic nu prea e. Trage la fel. Ok. Ah, l-a luat ăsta cumva. N-am văzut să tragă în el. Ah, l-a luat el. Probabil n-am văzut eu. Hai să mă teleportez și eu odată undeva, că tot mi-am pus modulul ăla acolo. Să nu-l țin degeaba. Ah, hai acolo. Așa. Pac, direct.
Nu știu ce a lovit. Ăla, bravo ție, mă, băiatule, ce să zic. Zbor cât mai mult din partea mea. Asta nu mă mai duc după el, s-ar putea să mai fie unul după perete, da? Ok. Nu mai plângă, dau. Ok, bun. Ăla văd că plutește, urcă acolo sus și nu se mai mișcă de acolo. Poate să ia el damage până rămâne fără... Oh, oh nu, mamă ce dă ăla cu sniperele. Sunt sigur că o să vină aici pe mine. Ia mă să-l omor pe ăsta. Dacă pot. Da, hai că am putut cumva, cumva, acum. Scăpare. Oh, da. Perfect. Încă o dată modul Blink mă salvează de la moarte. Sper. Haide. Nu, cred că aici îmi dau duhul. Da. Încă o bucată mai au și aia. Uitați-vă la ăla. Nici măcar nu mă nimerește. Ce ai făcut, mă, prieten? Abia și abia. Ăla cred că nici nu poate să-mi înainteze în față. Cred că doar plutește în sus. Ia, hai să vedem. Văd că tot timpul e în același loc. Nu se mișcă de acolo. Ar trebui să mă duc după el să-l omor. Ce naiba? Oh, oh. Ok, bun. Numai să nu fie un medic aici să-l repare. A, l-a reparat. A, bă, nu. Ăsta e. Ești mort. Da, e bine și așa. Blink. Wow, cum m-am urât. Ce noroc pe el. Ok, văd că au recuperat băieții. Asta cred că datorită echipei mele foarte, foarte bune. Care văd că ia damage în prostie. Uite-te la asta. El nu se ferește, mă. El stă într-un loc. La fel ca ăla. Și de așa ne-au și egalat aproape. Hai robuțelule. Că rămâne fără propulsare, e foarte lent. Ok. Și uite că ne-au și egalat. Da, ce să faci? Mamă, la nimic nu faci acolo. Stă și plutește. Ok, hai să vedem pe ăla că pare mai rănit acolo. Cu puțin noroc cade la mine aici. No, cade înăuntru el. Dacă el vrea să cade înăuntru, foarte bine. Ok, perfect. Acum dă-i și fugi. Bun. Ce mai avem noi de ucis pe aici? Unul așa mai low. Hai să nu... Să nu las pe ăla să se repare acolo. Să continui să-i dau damage. Când e gata de întâlnire mă duc și îl iau în brațe. A, îl ajută la acolo. Ok, bun. Ăsta iar. Mai fac un kill pe ăsta? Se pare că da. Cred. Dacă nu se bagă acolo el, mă, repede. Dar nu contează, mă duc după el. Ok. Ăla e, mă. Aaaa, și cât de aproape eram. Să și fug de acolo. Ok, mai trebuie un singur kill. Unul singur, nu e greu deloc. Dar bine, și ei ne pot bate. Acum depinde de echipă. Oh, uite-l pe ăsta aici. Ăsta, mă. Care nu face nimic tot meciul la ei. Nici nu se mai chine să-l salveze. Lasă-l să moară, mă, băiatule. E o cauză pierdută. Mamă, mamă. Uite că ne bat ăștia. Uite că ne bat ăștia la ce echipă am. Ăsta ar trebui să-l iau.
Oh, și-am câștigat, bine. Ce mi-a strâns. Am fost primul la scor. Foarte bine, damage, evident. Kill-uri, cum mai spun. Ok, ia să vedem ce ne pică din cutie. Oricum a fost un match lung și greu. Ok, cea mai bună cutie. Rar. Și acum sunt dea ceva epic. No, bineînțeles, cele mai bune sunt acolo. Da, văd că se descurcă destul de bine robotul și cu laser. De fapt, se descurcă mult mai bine decât cu protosicăre. Și oricum, încă n-am făcut level 150, am încă 130. Deci, o să pot să-i mai adaug în jur de 100 CPU pe el. Și, da. Cred că o să închei aici episodul ăsta, pentru că nu mai am ce să vă arăt la robotul ăsta. Mă gândeam să fac un nou robot, unul mai subțire și mai rapid și mai agil. Și cred că o să-l vedeți în episodul viitor. Nu uitați să dați un like și să vă abonați dacă v-a plăcut. Eu am fost Mihai, ceau și multă baftă!